2 ani de zile să vină cu noi realizări, noi propuneri, noi idei, care cu toate să contribuie în mod decisiv la câștigarea alegerilor pe care cu toții ne-am propus să vă alegem în Congres. Eu am să vă exprim câteva impresii, câteva păreri personale, vis-a-vis de teme și probleme recente, care cu siguranță sunt de interesul dumneavoastră. Eu mă aflam în Craiova, în fața casei studenților, și observam cu uimire o adunare populară și mă întrebam oare și eu fi acolo. Casa studenților din Craiova organiza, alături de multe alte instituții din țară, la nivel național, bursa locurilor de muncă, organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Imaginile difuzate de toate televiziunile și posturile centrale, oameni și principal tineri se înghesuiau pentru a obține, pentru a-și căuta și pentru a-și lua un loc de muncă și a-și crea un viitor, și să denote foarte clar o incompetență și mai mult decât atât, o lipsă acută a locurilor de muncă generată de incompetența acestui guvern. Principalul beneficiar al politicilor publice, ceea ce privește locurile de muncă, trebuie să fie tineri. Numai că ele dispar pe zi ce trece, dar în acest moment, statul este incapabil în a vă asigura dumneavoastră, în a asigura tinerilor, acea tranziție cât mai ușoară din formele de învățământ pentru aceste locuri de muncă. Îndemnul meu este să fiți mai determinați. Îndemnul meu este să fiți mai dinamici. Să vă exprimați toate aceste probleme, toate aceste nevoi și să exprimați atitudini publice cât mai vizibile vis-a-vis de problemele noastre, și spun noastre pentru că sunt foarte apropiate de vârsta dumneavoastră, vis-a-vis de nevoile și de temele noastre de interes. Încă un aspect foarte important al zilelor noastre este recenta lege a educației, care vă privește și pe dumneavoastră în mod direct. Există un aspect extrem de important care ține foarte clar de activitatea dumneavoastră. În această lege se încearcă un atentat în ceea ce privește autonomia universității. Nu permiteți acest lucru, încercați să vă exprimați cât mai clar și limpede.